Bună seara și bine ați venit la Casa de Cultură Felix Schiller, Casa Minorității Germane din București, care în acest an a împlinit 65 de ani de activitate. Aș vrea să menționez că de la înființare s-au organizat foarte multe expoziții de pictură, atât a unor pictori de origine germană din România, cât și a unor foarte importanți pictori români. Iar la anul intenționăm să organizăm niște expoziții cu aceste picturi pe care le avem aici. Pe de altă parte, după 90, am început să promovăm foarte mult tineri artiști plastici. Am avut foarte multe colaborări cu UNARTE, Universitatea de Artă din București, cu studenți care au prezentat aici expoziții, iar ulterior, datorită doamnei profesor Mustață, care a fost profesoară la Liceul Nicolae Tonița, de la sfârșitul anilor 90 am început o colaborare permanentă cu acest liceu și cu elevii acestui liceu. Și printre acești elevi se numără și Dora Dobrinceanu, care din 2018 a avut prima expoziție. De data aceasta are altă expoziție și vă va spune câteva cuvinte. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să mulțumesc Casei de Cultură pentru găzduirea celor 4 expoziții personale și pentru susținerea elevilor de la Liceul Nicolae Tonița. Expoziția este alcătuită din 9 lucrări de pictură în tehnică mixtă, acuarele, ulei, cafea și tuș pe pânză și o icoană pe sticlă din județul Mureș din secolul al XIX, o reproducere, reprezentând Sfânta Treime, pictată în tehnică tradițională. Acestea alcătuiesc decalogul, un decalog al zilelor noastre. Fiecare lucrare reprezintă o poruncă pe care vă invit să o descoperiți. Expoziția mai are și alt scop. După cum observați, poruncile nu sunt în ordine, pentru că ele mai pot reprezenta și viitorul, nu doar trecutul. De aceea voi da tuturor șansa de a alege titlurile lucrărilor și ce reprezintă fiecare lucrare pentru domniile voastre. Vă mulțumesc și vă invit să alegeți. Mulțumesc! Expoziția Spectacol, care a avut loc în 10 mai, expoziție de pictură și grafică. Această expoziție, al cărui titlu este Spectacol, o imaginez ca o frântură din spectacolul lumii zilelor noastre, cu aspectele lui comice, dar și grave, într-o tonalitate generală optimistă, Dora Maria Dobrinceanu. Iar referitor la expoziția de pictură Decalogul adus în zilele noastre, menționează, este mai degrabă un experiment, voi da tuturor vizitatorilor dreptul de a alege titlurile lucrărilor mele și ce reprezintă pentru ei fiecare poruncă. În imaginile sale, ochiul se cufundă într-o grație tihnită, dar satisfacția optică se dublează prin tensiunea unui efort sever. Lucrările sunt un mare spectacol de culoare, desenul analizează și desăvârșește, iar culoarea este seducătoare și fermă. Artist plastic Ileana Victoria Dragomirescu. Doamna profesor dr. Mihaela Laura Boeru. Un excelent grafician, un talent înăscut. Sunt expresiile pe care le rostesc cei care l-au cunoscut. Mă întorc la timpul prezent și o prezint pe tânăra artistă Dora Dobrinceanu, un mare talent înăscut. Creațiile sale, de la o vârstă fragedă, se regăsesc pe marile simeze bucureștene și nu numai, și bucură privitorii încă din timpul cursurilor gimnaziale urmate la Liceul de Arte Nicolae Tonița. Lucrările sunt deosebite datorită și faptului că el ies din rigorile tipului academic, aduc o poveste fantastică, impresionantă. Artista, în demersul sincer, se include în galeria marilor artiști consacrați ai artelor. Un domeniu atât de vast și de captivant, grafica, impresionează prin ductul liniei, suprafeței
petei și a culorii pe care le observăm în fiecare lucrare a artistei. Primul un impresionant de lucrări, tânăra artistă ne surprinde și ne uimește prin îmbinarea fantasticului cu povestea, ne surprinde cu fiecare lucrare expusă. Îi doresc Dorei Dobrinceanu un drum în domeniul artelor grafice impresionant, putere de muncă și să întâlnim pe sinezele marilor galerii ale lumii. Deci, profesor dr. Mihaela Laura Boeru. La noi, aceasta este a patra expoziție. Prima expoziție a fost din Povești, în noiembrie 2018, a doua în 10 mai 2021, intitulată Spectacol, a treia fereastră, expoziție de fotografie și pictură, care a fost anul trecut, în 8 septembrie 2021, și aceasta ultima, decalogul adus în zilele noastre. Despre această expoziție menționează doctorant Cristina Aurelia Ionescu Berechet. Lucrările Dorei Dobrinceanu, ce alcătuiesc această expoziție, sunt purtătoare de mesaje profunde. Artista dovedește și cu această ocazie un spirit de observație orientat către simbolism. Compozițiile sale surprind prin maturitatea perspectivei, prin echilibru, prin atenția orientată către detaliu, evocând totodată, discret, strigătul lui Romulus Bosch către o lume în derivă. Fiecare lucrare a Dorei poate fi văzută ca o poartă către altă dimensiune, unde, prin intermediul unui limbaj propriu scenografiei, dar în egală măsură și graficei, suntem purtați către anumite scene. Fiecare dintre acestea vorbesc despre valorile umane, unde unele în parte uitate, altele ignorate. Orientarea către aceste repere are rolul de a hrăni nevoia de bine și de frumos în fiecare privitor. Doctorant Cristina Aurelia Berechet. Pe de altă parte, a participat la o serie de concursuri la care a luat și premii, dar mai multe găsiți în acest pliant despre Dora. Eu îi doresc mult succes, o așteptăm mereu la Casa Schiller și nu numai ca elevă, ci și ca studentă. Felicitări și cu aceasta declar expoziția deschisă. Aceasta este Să nu furi. Este despre oamenii care fură timp. Este despre furtul de timp și despre oamenii care fură timpul. În această lucrare este reprezentat un bătrân care are timpul în acest sac. Sunt înlănțuite ceasurile pe care oamenii care au rămas fără timp, din cauza lor, din cauza vicilor, doresc să le fure. Să nu dorești nimic din cât are aproape de tău. Acesta este despre invidie, despre bani, despre oamenii care își doresc mai multe, dar nu le pot obține și încearcă să le ia, să le fure. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Aceasta este despre părinții uitați, despre părinții și bunicii noștri care ne-au crescut, care ne-au ajutat, care ne-au dat viață, dar pe care îi uităm, pe care oamenii îi uită și își amintesc de ei doar în clipa în care nu mai sunt, scufundându-se în vicii, cei care îi uită. Să nu mărturisești strâm împotriva apropiului tău. Este lucrarea despre minciună. Este vorba despre două lume, o lume frumoasă, o lume ideală, cu copaci înfloriți, plini de florodnici, cu case frumoase care nu sunt distruse, dar este o lume a minciunii. Este o lume
închipuită, idealizată, închipuită, care de fapt nu există, există doar în mintea oamenilor care se mint. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Este vorba despre viciu, despre îndepărtarea de credință, despre îndepărtarea oamenilor de tot ce este bun, tot ce este pur și tot ce este frumos și îndreptarea lor către viciu. Să nu-ți faci schip cioplici și să nu faci schip cioplici și niciun fel de asemănare a niciunui lucru. Să nu te închini lor, nici să nu le slujești. Este vorba despre viciile pe care la care ne închinăm, pe care le idolatrizăm. Este vorba de bani, pentru care oamenii ar face orice. Și pentru care nu mai există nimic. Este vorba despre o lume distrusă. Să nu fii desfrânat. Este o lucrare despre, tot așa, despre viciu, despre o lume distrusă, o lume a banilor, a banilor și a viciului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Este vorba tot așa despre viciu. Viciul în care oamenii se îngroapă, cu care oamenii trăiesc. Este vorba despre dorința oamenilor de autodistrugere, de fapt. Să nu ucizi. Este vorba de oameni care ar face orice pentru bani, inclusiv de a ucide vise pe ei, pe cei de lângă ei. Ar face orice ca să aibă bani. Atâta timp cât au bani, sunt fericiți. Când nu au bani, viața lor s-a sfârșit. Aceasta este o reproducere după icoana veche, tradițională, din județul Mureș, din secolul al XIX-lea. Este pictată în tehnica tradițională, tempera cu emulsie de ou, pe sticlă și foiță de aur, aplicată ulterior. Conturul este făcut cu tuș. Este reprezintă Sfânta Treime. Aceasta este o expoziție de pictură în tehnică mixtă. Ulei, acuarelă, tuș și cafea pe pânză. Și icoana pictată în tehnica tradițională. Proiectul meu pentru viitor este sunt mai multe expoziții. Anul acesta ar trebui să se realizeze expoziții care să marcheze coronarea de la Alba Iulia, în care să fie reprezentați membrii casei regale în gravură. Acesta este proiectul meu de viitor, pentru un viitor mai apropiat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor și vă mulțumesc pentru prezență! Din punctul meu de vedere, deoarece sunt începător în acest sens și mi-am dat seama că este multă muncă în lucrările dumneavoastră. Ce îmi place în mod deosebit este cromatica armonioasă și tematica dumneavoastră adusă în prezent. Această tematică explicată de dumneavoastră ne-a demonstrat că, de fapt, culorile sunt pe măsura tematicii. În sensul că, la început, dacă am considerat că este foarte mult negru, acum este explicabil de ce este atât de mult negru în lucrările dumneavoastră. Felicitări și în continuare să aveți drum deschis și lin și frumos.